Temperaturi în scădere în cursul acestei săptămâni. Valorile termice regionale sunt în scădere, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În Banat, în primele zile din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere, mediile regionale de 16 grade până spre 12 grade. Ulterior, până la finalul săptămânii, valorile diurne vor fi în creștere până la medii de 17-18 grade. Cea de-a doua jumătate a intervalului, variațiile termice nu vor fi semnificative, iar media maximelor se va situa în general în jurul a 16 grade. Valorile termice nocturne vor fi în scădere de la medii de 8 grade spre 3-4 grade la finalul primei săptămâni. În a doua parte a intervalului, vor fi doar ușoare variații, iar media se va menține în jurul la 5 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în intervalul 11-15 martie și după data de 19 martie. În Crișana, până spre mijlocul primei săptămâni, valorile termice maxime vor fi în scădere de la medii de 17-18 grade până spre 12 grade. Până la finalul primei săptămâni, valorile diurne vor fi în creștere până la 16-17 grade. În a doua jumătate a intervalului, vor variații termice ușoare, dar media maximelor va fi situată în general în jurul la 15 grade. Valorile termice nocturne vor fi în scădere de la medii de 7-8 grade la începutul intervalului spre 3-4 grade la finalul primei săptămâni. Iar în a doua parte a intervalului vor fi doar ușoare variații, iar media se va menține în jurul temperaturii de 5 grade Celsius. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată, mai ales în intervalul 11-14 martie și după data de 17 martie.